Organizatori sunt Parohia Botoș, Primăria și Consiliul Local Ciocănești, Asociația Crescătorilor de Animale Suhardul Ciocănești, Centrul Cultural Bucovina prin Centrul pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Suceava. În prima parte a zilei de sâmbătă, bucuria hramului Nașterii Maicii Domnului din Parohia Botoș va fi împărtășită prin Sfânta Liturghie la bisericile și mănăstirile din comună cu toți sătenii și turiștii aflați în zonă. Începând cu ora 12 va avea loc urcatul sâmbrașilor și hrămarilor la stâna de pe platoul tradițiilor, urmat de concursul cel mai vrednic tânăr gospodar și concursul de călărie, recunoașterea oilor după semne, mulsul oilor, socoata sâmbrașilor cu baciul, plecatul oilor întomnat și hora sâmbrașilor. După ce ciobanii își vor termina treaba, jocul din ușa stânei va reuni ansamblul Brătuțul din Botoș, Taraful Dor din Moara și grupul vocal din Bosanci, grupul de fluieraș Ciobănașul din Tupilați Neamț, ansamblul folcloric Cetina Călimanului din Șarul Dornei, solistul Călim Brăteanu și grupul de fluieraș Floare de Mălin din Mălin. Spectacolul folcloric, care va dura până la ora 21, mai include grupurile și artiști. Ansamblul folcloric Rapsodia Trișcașilor din Leșu, județul Bistrița Năsăud, solistul Ovidiu Purdea Someș, grupul de fluieraș Cetina din Stulpicani, grupul vocal Piatra Șoimului din Câmpul Moldovenesc, ansamblul folcloric Bujorul de Munte din Cârlibaba, solista Nicoleta Hafiuc, ansamblul Bistrița Aurie din Ciocănești și ansamblul folcloric Dorna Dorului din Vatra Dornei. Seara se va încheia cu un foc de artificii.